Sal film ești eu. Aolo, ce are săracu? Să-i tăiața. Yo, yo, yo! Salutare lume, neața, mă numesc Marius. Mergem până la Biblioteca Județeană Aman, unde ne așteaptă niște colegi de la Carol Liceu, în care eu am terminat liceul meu de suflet, unde am petrecut, cred că, cea mai mișto perioadă din viața mea până acum. Să avem o conferință despre siguranța pe internet, conferință organizată de liceul în care eu am terminat și, sincer, de-abia aștept să văd cum o să fie acolo. Acum mergem să ne urcăm în taxi. Taxi, stai acolo! Deci ne aflăm în taxi acum și mergem către bibliotecă. De-abia așa sunt chiar curios cum o să fie vibe-ul acolo. Gata, am ajuns la bibliotecă. Ajungeți? Păi da. Pam, paravam, pam, pam, prundene, ce faci, tati? Bine, boss, hai, noroc. Am venit cu aparatul. Pe aceeași treabă cu tine. Ce avem aici? De 3200. E frumos, beginner, dar își face treaba. Bun. 2018 este cetățenie digitală, drepturi și responsabilități pe internet a datelor personale. Bună ziua, mă numesc Marius Nicolae, sunt blogger și în același timp studiam la medicină. Două lucruri care nu se potrivesc deloc, dar cu organizare și cu ambițiile pot să vină pe ambele. În opinia mea, cea mai populară rețea de socializare la ora actuală, din punct de vedere al numărului de utilizatori, este Facebook-ul, după care vine Instagram-ul și după Snapchat-ul și multe altele. Dar Facebook-ul, fiind cea mai populară rețea de socializare, este în același timp și cea mai periculoasă din punct de vedere al expunerii. Dacă există prea multe expuneri pe Facebook, au urmat riscul de a fi contactat de persoane dubioase sau de a fi abordat de persoane răufăcătoare, este foarte, foarte mare. Ok, mulțumim frumos! It is only one, only like this. Noroc. Aseara ai dat de multe ori noroc, am auzit. Nu. De asta mâncăm acum. Nu știu mie, te rog frumos, te referi la faptul de realitate, da? Diferența între o persoană publică și cineva care vrea să pară că este o persoană publică și să fure data unei persoane. Pe Facebook, te rog frumos, simplu. Pe Facebook, da, să explic diferența? Da. Cum pot eu să-mi dau seama ca utilizator al Facebook-ului? În general, când o persoană are cont public, apare acolo o iconiță de verify. Adevărat. Da. Și la asta și vreau să ajung acum. Guys, gata, am terminat. Acum evenimentul ăsta super tare. A ieșit foarte bine. Da. Deci suntem mulțumiți. Să vă zic o chestie. Mamă, l-o fie AMG-ul? Ăla e AMG de acolo? Ăla de acolo? Nu cred, nu. De sola. Nu știu. Dar îmi plac evacuările. Da, mișto. Și faptul că scrie AMG pe spate. Probabil e benzină. Sperăm că e benzină. Benzină. Așa, apropo, haideți să vă zic o chestie foarte amuzantă, dragii mei. Aici Bogdan Pundeanu. Eu îl știu pe el de când era, de ziceam de acum 4-5 ani. 5-6 ani cam așa. Da, 5-6 ani cam acum. Făcea și el videoclipuri pe YouTube, pe perioada care făceam și eu chestii. Mă rog, am făceam chestii penale. Eram mici, ne copzi aminte. Deci ne ținem foarte exact, mult timp. Da. Ne-am dat și pe skate el împreună. A evoluat foarte mult. Ne-am cunoscut pe la skate parcă, nu? Da, la skate ne-am cunoscut. În fine, fiecare perioada noastră. Da, exact. Trecând peste asta, evenimentul a fost unul super reușit și acum am putut să beau o cafea cu Bogdan. Vă vorbesc mai multe despre eveniment când ajung acasă. Ia. Să-l filmez și eu. Ia. Aolo, ce are săracu? Să-i tăi ața. Dar de unde o ciulum? Uite, s-a legat o ață de aia, de când o urmăresc, de două săptămâni. Pune ăștia lațuri, domnule. Nu m-a luat-o de la frunzicul. Mamă, săraca, cum are. Aveți ceva, o fel. Uite, să ne duce. Ușor. Mă și înveți acum. Nu. Uite-te. Eu o urmăresc de două săptămâni, s-o prins și... Cum i-a pătruns, săraca de aia. Multe cate, mă, mâncați așa. Nicădea piciorul ăsta. Dar e de ceva vreme ața aia. Mai n-auzi, dacă eu de două săptămâni urmăresc, de două săptămâni legat. Hai culul ăla, să mare. Ah, săraca. E intrat în carne. Da, așa crește carne. Ia uitați aici, dragilor, câți porumbei sunt. Ia uitați. Porumbelul ăla avea o ață pe picior și o avea de foarte mult timp și e crescut pe ața, carnea prin ață. Nasol. Deci ne aflăm aici la o cafea în Craiova, la Iberico, probabil cel mai mișto loc, da, aproape, top 3. Da, top 3.
Dăm o cafea și mai stăște la o bără. Deci m-a arătat aici aproape de anul ceva de necrezut. Uite așa au băieții pe la noi. R6 MTM, Huracan, Escupe, Turbo S. Turbo simplu. Și desigur, husa BMW, original. Mișto, mișto. Bă, la tine până că tu ai husă BMW, dar ai Volkswagen. Pasat. Da. Cum? Ești trădător pentru Volkswagen. Sunt trădător. Adevărat. La un upgrade. Da. Deci cum vă spuneam, dragilor, aici cu Prundeanu, ce se întâmplă? El o știe pe Tequila de când era mică și făceau vlog împreună înainte Tequila să fie super, super, mega, extra, faimoasă, nu-i așa? Da, Tequila atunci s-a apucat să deschide și eu am învățat-o să dea șavi din câte știu. Da, asta cu 6-7 ani, cam așa. Wow, tare! Deci uitați, dragilor, deci băiatul pe care tocmai ce l-ați văzut este el, așa, și Tequila, deci filmarea asta este de acum 7 ani de zile. Tequila aici, se plimbau prin centru, ieși lecturatul. Și are 70.000 de vizualizări. Da, așa. De un canal de-al meu. Da. Și stai să vezi pe lecturatul. Ăla din spate e lectura de la AZ. Ăsta aici. Ăsta e lectura. Wow, ce tare. Da, vede, deci amintiri super, super mișto. Da, tare e. Mișto de când nu era nimeni nimic. Da, nu era nimic, exact, da. Era YouTube-ul la început, deci prin centru pe aici, lectură. Bă, ce tare, nebuna că... Astea sunt originele YouTube-ului românesc. Exact, da, foarte tare. Eu, guys, gata, am ajuns acasă, foarte tare la conferință. Am ajuns acasă la e-mail. O să mă duc după la apartament și o să vă povestesc mai în detaliu ce a însemnat acest eveniment și ce a presupus el. Dar, înainte de asta, mergem puțin până la tata la firmă să vedem ce faci. Pa, tata, salut, pa, 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 pa. Mai. Hai, pa. Da, asta, pa, să rămână. Câță, 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 ce faci, mă? Mă muști? Nu. Hai, uite, îl știu pe Victor de când era mic de tot. Vladi, Victor, sunt doi prieteni care s-au mutat în Franța, am cuplit împreună aici la bloc. Da! Parchează, tragi mașina mai în față, că vine mama să aibă și ea loc. O parchează și ea acolo, chiar nu mai pot să mai stau acum. Așa, deci Vladi, Victor, dacă vă uitați la vlogul ăsta, salut! Și câinele pe care tocmai ce l-ați văzut, se cheamă Toto. Fata mea! Da, nu, 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 nu pleca, nu pleca, hai, vin aici, Fati! Hai, mă, eu fac tâca, mă, pe tâca, hai, da, mă bagă seama! Eu, guys, de la cumpărături, fac un pic de cumpărături pentru apartament, pentru că n-am mai și nevoie de o cafea de astea și ne aflăm în Carrefour! Cafeaua preferata mea, să iau de-astea, Nescafe, na, am acasă destule. Așa, berica, nu ca nu beau alcool, dulciuri, pauză. Am luat aici o pungă imensă de dulciuri, pentru că le pun într-un borcanaș, o să vă arăt acasă exact ce fac cu ele. Nu sunt pentru mâncat, mă rog, o să mănânc probabil una pe zi, așa să bag ceva dulce mie, dar sunt mai mult luate pentru ornament. De rău mă tentează să-mi cumpăr niște dulciuri, dar mă abțin pentru că trebuie să slăbesc. Ia uite, clickbait house, ziceți pe fraților de n-arată bombă blocul ăsta, pe cuvântul meu. Ia uite-ți ce alte cumpărături am făcut. Oh, mă pregătesc să intru cu el în casă. Am mers 3,5 km cu ăstea în mână. Sunt mort, mort, mort. Culcat la podea. Yes, da, motas. Guys, mai am plasele astea de cărat, de aranjat prin bucătărie, să fac curat în dormitor, pentru că am făcut curat peste tot aici. Uitați cât de mișto arată, deci de curat este. Dar prima oară mă pun să bag alimentele pe care tocmai ce le-am cumpărat să le bag în frigider. Gata, mi-a făcut aici să mănânc ou, ardei, carne, numai bun. Așa, dragilor, deci haideți să vă zic, am mâncat. Așa, dragilor, deci am mâncat și haideți să vă zic la ce conferință am fost eu. Ideea de bază e că internetul este o sursă de risc foarte ridicată pentru anumiți oameni care o folosesc fără cap. Și ce vreau să zic eu prin oameni care folosesc internetul fără cap este aceea că se expun prea mult, postează poze sensibile, postează pe site-uri de socializare cum ar fi Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat și multe altele. Date personale cum ar fi CNP, adresa unde locuiesc, număr de telefon, unii chiar postează și contul bancar, lucruri care nu sunt deloc ok. Așa că, împreună cu doamna profesor Carmen Georgescu și elevii de clasa 11 D pe care, așa că elevii de la clasa 11 D de la Carol, liceul în care eu am terminat, coordonați de doamna profesor, diriginte Carmen Georgescu, au organizat evenimentul care se cheamă Biblioteca Vie, protecția datelor personale în era digitală.
hiperconectivitatea online, pro și contra. Sună pompos, dar mai pe scurt, siguranța ta sau a copiilor tăi în cazul în care ești adult și ai copii, pe internet. De asemenea, elevii au fost înscriși în concursul numit Ora de Net. Iar la această conferință la care am fost onorat să particip, elevii și-au prezentat videoclipuri foarte interesante, unde au prezentat riscul de a folosi internetul fără cap. Și anume, au prezentat ce înseamnă spam-ul, un videoclip foarte interesant, unde a fost pus în evidență pericolul spamului și multe alte videoclipuri foarte tari. Eu personal am învățat niște chestii interesante din această conferință. Mi-a plăcut tare mult. Felicit pe toți elevii care au participat, dar și pe doamna profesoară. Felicit pe doamna profesoară care a organizat evenimentul și de asemenea mai felicit și elevii care au participat și s-au implicat în această acțiune. Consider că dezbaterea de astăzi a fost benefică atât pentru mine, cât și pentru ceilalți participanți. Și dacă vrei să vezi mai multe legat de siguranța pe net, siguranța online propusă de organizația Salvați Copiii, poți să intri pe linkul din descriere. Te asigur că acolo vei învăța și vei descoperi chestii foarte interesante. Așa, oameni buni, haideți să vă arăt ceva. Pam, pam, pam. Aici avem cana hashtag maineză. Dacă vrei și tu să-ți cumperi tricou cu hashtag maineză sau cană cu hashtag maenez, poți să intri pe linkul din descriere, unde avem tot felul de tricou și tot felul de căle. Avem tricouri atât pe roșu, cât și pe alb, pe albastru, pe maro, pe bej, pe verde, pe absolut toate culorile. Tricouri hashtag maineză. Deci dacă vrei să-ți achiziționezi tu un tricou hashtag maineză, am și un tricou hashtag maineză care este la spălat momentan, tocmai de aia nu-l port pe mine. Ai linkul din descriere, te rog frumos, intră acolo, alegi tricoul care îți place și simte-te bine în el. Și de asemenea, și cana hashtag maineză, adică cana asta, poți să-ți iei una în care să bei apă, suc sau cafea dacă ești destul de mare pentru a bea cafea. Numai cafeaua o bea un cana hashtag maineză, pentru că știți că eu nu pot să trăiesc fără cafea, că inima asta nu funcționează fără cafea. Și oameni buni, înainte să închei, ia uitați aici coșulețul meu cu foarte multe bomboane. Am tot felul de bomboane aici, Bounty, Snickers, Mars, Twix. Spune-mi, e o idee bună să am borcanul ăsta aici cu bomboane? Crezi că o să slăbesc în felul ăsta? Lasă-mi în comentarii părerea ta, da sau nu. Dacă da, o să slăbesc. Dacă nu, nu o să slăbesc, o să rămâi un gras prost, un gras porc. Eu am fost Marius, nu uita că te respect și te pup. Pa!